Ala de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bine ați venit la cafeaua de dimineață. După cum vedeți, în această zi frumoasă, începem cu o cafea sănătoasă. Pietreni, dragi pietreni, vă mai aduceți dumneavoastră aminte ce vremuri erau în campania electorală, când veneau Icișan platou și prin alte platouri și mergeau pe străzi, toți candidații și vorbeau, unul mai frumos ca celălalt, despre cât de crunte și de proaste sunt serviciile oferite populației de către firmele municipalității. Și spuneau atunci, domne, nu se poate, nu se poate, bani mulți aruncați, bani aruncați, calitate proastă, trebuie să facem schimbări, reformă, trebuie să creștem calitatea serviciilor. Cu gândul acesta, având în vedere că lumea s-a cam săturat de politică, am zis, hai să vedem ce fac societățile primăriei la ora 8:30 dimineața trecute fix, când tot omul mai bea câte o cafea. Și încercăm pe rând să stăm de vorbă cu reprezentanții firmelor și să ne spună ce și cum la ei în curte. Dacă lucrurile sunt în ordine, dacă onor primăria le dă comenzi suficiente, nu ordine, comenzi, ca să fie foarte clar, ordine nu se mai dau. Îmi aduc aminte de anunțul pe un mic chioșc de, cred că nu greșesc, Remaiat Ciorapi. Și era un anunț acolo. Nu mai primim comenzi până la noi ordine. Așa și aici. Societățile primăriei nu mai primesc comenzi până la noi ordine. Dar haideți să încercăm să-i luăm pe rând în ordinea numerelor de pe tricou sau, ca să spunem așa, în ordinea pe care o considerăm noi importantă. Nu e așa că sunteți îndrăgostiți de străzile de la Piatra Neamț, de drumurile pe care circulăm? Eu sunt și de aceea vreau să îl sun acum, dacă reușesc să intru în direct, cu noul director de la Publiserv, interimar deocamdată, domnul Valentin Savin, pe care l-am cunoscut într-o emisiune la un moment dat la un post de radio. Bună dimineața, domnul Savin! Bună dimineața, domnul Bălănescu, și bună dimineața tuturor celor care ne urmăresc în acest moment. Domnul director, am zis că astăzi facem un periplu prin zona societăților comerciale care au ca acționar unic sau majoritar Consiliul Local Piatra Neamț. Spuneți-ne un pic, vă rog tare mult, care este situația, cum se spunea pe vremuri, situația operativă la Publiserv în acest moment? În acest moment nu întâmpinăm probleme deosebite. Este sezon de concedii și o parte din personalul nostru beneficiază de drepturile salariale, dreptul la concediu și lucrăm în multe echipe cu un efectiv nu jumătățit, dar oricum redus cu 25-30%. În momentul de față încercăm să terminăm reabilitarea trotuarului cu pavele pe Mihai Eminescu. Am început asfaltarea zonei și parcărilor din piața 22 decembrie în spate la Alejo. Am început să frezăm strada Bistriței, întâi cu benzile laterale, astfel încât să nu încurcăm traficul și să deranjăm cât mai puțin cetățenii. Strada Bistriței este, ca să ne înțelegem, știți că nu toată lumea știe cine este. De la Carrefour până în sensul giratoriu de la Petru Movilă. Deci de la Carrefour până în sensul giratoriu, da, la Petru Movilă. Da, ați... Deci două sensuri giratorii. Am văzut că se frezează, am văzut exact că se frezează, dar cât durează frezarea asta? Păi cum să vă spun, noi încercăm să lucrăm astfel încât, repet, să nu deranjăm traficul, pentru că este o zonă foarte circulată, este o zonă de centură. Și atunci începem cu benzile cu banda 2, urmând ca noaptea să frezăm banda 1, astfel încât, repet, să nu încurcăm circulația și să nu deranjăm participanții la trafic. Deci să înțeleg că veți veni cu un covor asfaltic total cum ar veni, exact, da? Exact.
După ce frezăm toată această porțiune, colegii de la canalizări vor intra și vor verifica sistemul pluvial de preluare a apelor meteorice. O să vedem exact dacă funcționează, cum funcționează, dacă este nevoie să montăm alte caicăre și vom turna covor asfaltic nou cu geotextil, cu tot ce trebuie. Acum, eu nu sunt un mare specialist și pentru mine lucrurile se pun în felul următor, ca și pentru șoferi. Ați început, când terminați? Eu sper și colegii mei încearcă să mă asigure dacă ține și vremea, pentru că vedeți, în ultima vreme ploile ne-au cam încurcat foarte mult. Noi am vrea undeva în prima săptămână din august, în cel târziu jumătatea lunii august, să încercăm să finalizăm toată acțiunea. Nu e mult? Întreb, nu știu, nu îmi dau seama. Ideea care este? Noi avem trei divizii. Avem divizia de asfalt, avem divizia de betoane și canalizare și avem divizia semnalizare circulație. Fiecare divizie are în jur de 10 oameni. Noi nu putem masa toți oamenii pe o singură lucrare, pentru că lista cu comenzi de la primărie este destul de importantă. Sunt foarte multe reparații de făcut și încercăm să lucrăm astfel încât să atacăm problemele principale, pentru că în fiecare zi apare câte o problemă urgentă. Atunci, ca să nu masăm toți oamenii pe o singură lucrare și restul lucrărilor să rămână nerealizate, repet, cele care apar și sunt, apar probleme destul de grave în stratul de asfalt, luăm într-o zonă și trebuie să o facem. Dar v-am zis, așa ne-ar fi fost ușor să blocăm tot, să lucrăm câteva, o săptămână sau 10 zile și apoi să le deschidem traficul, dar nu se poate. Nu se poate bloca traficul pe strada Bisericii. Bun, eu am înțeles asta, dar știți ce nu înțeleg eu, domnul Savin? Dacă aveți atât de multe lucrări de la primărie în perioada aceasta, nu ar fi fost, poate știu eu, mai util, mai bine să discutați cu angajații ca perioada de concedii să fie un pic mai dusă spre toamnă, știu eu, când se poate lucra. Adică e o perioadă de vârf pentru trafic, e perioadă de concedii, dacă se frezează acolo, oricum se va circula mai greu pe zona respectivă, dacă se mai lucrează la gaigere la fel, adică aveți și comenzi. Vă înțeleg perfect și aveți dreptate. După cum știți, eu sunt doar o lună de zile în companie, iar în momentul când îmi vin la semnat concediu de odihnă, oamenii spun că sunt luate din timp. Într-adevăr, eu m-am gândit pentru viitor să facem o înțelegere aici în cadrul companiei, să luăm concediile astfel încât să nu scadă mai puțin de 15% numărul de personal, capacitatea de personalului în producție și să încercăm pe zone de vârf iulie-august, așa cum se poartă și în companiile private, sunt companii private chiar în Piatra Neamț care nu acordă, de exemplu, în luna august nu acordă concedii angajaților, pentru că este un sezon de vârf, o să încercăm să lucrăm pe viitor în acest sistem. Adică în momentul când există perioade de concedii, Piatra Neamțul fiind un oraș turistic, să încercăm pe cât posibil să evităm a lucra în zonele centrale importante și să lucrăm cu efective cât mai numeroase, astfel încât odată ce intrăm pe o lucrare, ea să se realizeze foarte repede, astfel încât să nu deranjăm nici cetățenii și nici turiștii care ne vizitează orașul. Întrebare. Dacă sunteți depășiți, eu vă citesc din ce îmi spun telespectatorii, dacă sunteți depășiți de volumul de lucrări, de ce nu sunt externalizate acestea? În momentul de față, directorul meu adjunct, domnul Marius Ghineț, este în concediu. Astea sunt niște discuții care trebuie purtate cu tot staful de conducere. Colegii mei îmi spun că sunt foarte multe lucrări, dar sunt foarte multe lucrări, cum să vă spun, de mici reparații. Adică nu avem, în afară de strada Bisticei, pretelele de la 1 mai, parcarea de spate de la Dorinesc la stația de salvare, nu sunt, cum să vă spun, lucrări de anvergură foarte mare. V-am spus, ne-a dat un pic peste cap faptul că m-am trezit cu angajații vin și îmi spun că și-au luat concedii din primăvară și nu pot renunța la ele și am fost cumva obligat să le acord totuși concediu în perioada asta. Dar nu suntem atât de depășiți. Ce s-a întâmplat? Ați văzut că a plouat foarte mult în ultimul timp. Noi avem un contract cu Institutul Național de Meteorologie, care îmi trimite în fiecare zi situația. Nu putem turna dacă apar, eu știu, suspiciuni că va ploua la o anumită oră, pentru că dacă asfaltul nu turnăm la o anumită temperatură, el nu se va comporta în timp așa cum trebuie. Și atunci trebuie să avem mare grijă în momentul când turnăm asfalt. Vremea să fie foarte frumoasă, multe ore înainte și multe ore după, astfel încât
ceea ce turnăm să aibă un nivel de calitate solicitat. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru telefon. Totuși rămâne o problemă asta cu concediile. Domnule director, de obicei concediile se programează la asemenea societăți de genul acesta cu un an înainte. Adică unde e vorba de foc aproape continuu, că dumneavoastră teoretic și dezăpeziți iarna, da? Concediile se programează și în plin sezon. Nu cred că este cazul, părerea mea, nu mă pricep foarte bine la management, nici nu am pretenția asta. În perioada în care sunt asemenea lucrări, stafful ar trebui să fie tot timpul în discuții, chiar și din concediu, ca să spun așa. Bineînțeles, concediu programat, ca să nu fie discuție. Aveți dreptate, așa cum v-am spus, eu sunt doar de o lună de zile în această funcție. Pentru anul viitor am în plan să facem câteva modificări structurale destul de importante. În momentul de față pot să vă spun că angajez și angajăm calificați și necalificați pe partea de asfalt. Deci avem deschise 4 posturi și profit de faptul că m-ați sunat și dacă ne aud telespectatorii. Deci avem deschise 4 posturi de asfaltator la Publiserv, calificați și necalificați. Prin urmare, cum vă spuneam, încercăm să terminăm și să finalizăm repede ce începem, astfel încât, repet, cetățenii, plătitorii de taxe și impozite să nu fie deranjați în trafic sau să încercăm să lucrăm noaptea. Și oricum avem de gând să lucrăm noaptea pe partea Bistriței, tot ce este zona de centru, banda 1, se va încerca să lucra noaptea și la asfaltare și la frezare, astfel încât să nu deranjăm cetățenii și traficul. Bine, eu vă mulțumesc pentru intervenție. Aș dori într-o zi să facem o emisiune punctuală pe lucrări, eventual să încercăm așa un fel de preluare a lucrărilor efectuate de Publiserv în direct. Ca oamenii care sunt în zonă să-și dea și ei cu părerea dacă sunt mulțumiți. Haideți, înainte de a închide, să lămurim un lucru. Toate acele lucrări care se fac pe trotuare, în zona trotuarelor, în zona unde se taie acum și se introduc cabluri în pământ, în subsol, da? Sunt făcute prin contract cu Publiservul pentru refacerea zonei? Nu. Deci am specificat și am rugat primăria să oblige aceste companii care lucrează în Piatra Neamț să semnalizeze fronturile de lucru cu denumirea societății, astfel încât să se diferențeze clar zonele unde lucrează Publiserv și zonele unde lucrează companiile terțe. Obligația acestor companii este să readucă spațiul la forma care a fost. Ne vin reclamații de la cetățeni că în zona Piții Centrale s-au introdus cablurile și s-au pus pavelele pe trotuarul principal defectuos, adică sunt probleme acolo. Am sunat deja la primărie și am discutat la primărie cu cei responsabili să urmărească mai atent aceste companii și în momentul în care ele finalizează lucrarea și vin la primărie și declară că au finalizat lucrarea, să fie verificate aceste lucrări, pentru că sunt anumite zone care n-au lucrat așa cum trebuie și mai mult ca sigur să trebuiască să intervină Publiservul, să repare toate aceste trotuare care au fost distruse. Păi da, de ce să intervină Publiservul dacă acolo este un contract și trebuie făcut? Nu înțeleg. De ce trebuie să plătim noi, cetățenii, adică că dumneavoastră lucrați cu banii cetățenilor, ca să spun așa, ceva ce trebuia să aducă la finalizare o altă firmă. Domnul Bălărescu, în momentul în care mie vine o comandă de la primărie... Am înțeles. Trebuie să căutăm lucrurile la cap. Eu o să... Dacă sunt solicitat, voi repara trotuarul astfel încât să nu punem în pericol... Am înțeles. Urmând ca primăria apoi să... Să recupereze banii, bla bla, exact. Da, am înțeles. Vă mulțumesc. Încă ceva. Unde putem noi ca cetățeni să știm pe unde să nu mergem astăzi că se lucrează de către cei de la Publiserv? Voi începe o acțiune de comunicare cu toate instituțiile de presă din Piatra Neamț. Deja ne-am rugat cu colegii să-mi prezinte situații de lucrări zilnice. Voi recupera contul de Facebook, pentru că în momentul de față încerc să recuperez contul de Facebook a companiei. Dar de unde să-l recuperați, scuzați-mă?
Fostul manager care a fost aici... L-a luat cu el contul de... Parola și userul trebuie să le aducem înapoi. Asta este o știre, domnul Savin. Îl căutăm pe domnul Triboi să ne spună parola și userul ca să vi le putem... Domnul Triboi și-a arătat toată disponibilitatea, numai să vă spun sincer, eu m-am... O uitat de ele, am înțeles. Le-a uitat. Nu, n-am uitat. Nu, el a uitat. Da. Eu în momentul de față vreau să reabilitez tot parcul auto, deja s-a investit... Am înțeles. ...se repară, dar... Vom discuta într-o emisiune specială pentru PubliServ. Vă mulțumesc frumos, la revedere. La revedere. O scurtă concluzie. PubliServ-ul merge la turație maximă, cu jumătate din personal că au plecat în concediu și echipa de conducere este jumătate la serviciu, jumătate în concediu. Nu avem un grafic de lucrări pentru că PubliServ-ul nu mai are pagina de Facebook, a plecat fostul director cu ea. Sau, mă rog, ceva pe acolo. Păi, în definitiv, dacă ai fost pus director, nu-i așa? Ai și pagina de Facebook cu tine, că dar de... Bun, distractiv, nu? Cu PubliServ-ul. Haideți să mergem în altă zonă, să vedem dacă putem vorbi, să vedem cu... Urbanu, că cei de la Urban în perioada asta au multă treabă, au treabă cu spațiile verzi, au treabă... uite că am reușit. Bună dimineața, doamna Ruxandra Bozovici. Bună dimineața. Am trecut așa printr-un raid pe la societățile trecem printr-un raid pe la societățile comerciale ale primăriei, ale municipalității, scuzați-mă. Și încercăm să aflăm care este ordinea de zi la aceste societăți. La dumneavoastră încep eu. Am văzut de ieri că au început să fie tăiați, cum se cheamă, castanii. Vreau să... Din cele trei zone, da. Din cele trei zone. Dumneavoastră îi trageți, dumneavoastră îi tăiați la ordinul primăriei, bănuiesc, nu? O comandă, bineînțeles, din partea primăriei, o comandă care ne indică exact străzile pe care se găsesc castanii marcați, pentru că nu sunt toți, nu vor fi toți tăiați, ci doar cei care prezintă marcaj. Câți mai rămân? 4-5 mai rămân? Nu, rămân, dar noi, din ceea ce am observat, chiar cu specialiștii de la Urban, pentru că în situația de față suntem doar un prestator de serviciu. Eu am înțeles asta am înțeles. Dar avem și noi specialiști în societate, inginer pildic, care ia parte la activitatea aceasta de tăiere și, într-adevăr, și părerea dumnealui este aceeași, că nu mai pot fi... tratați. Dumnealui chiar are niște cursuri, a făcut tratamente fitosanitare și are aceeași părere că nu pot fi sub nicio formă reabilitat. Am înțeles. Bun, acum soluția cealaltă cu platanii a venit de la Urban sau a venit de la specialiștii din primărie? Nu, tot de la primărie. Dar să știți că platanii sunt deja plantat de câțiva ani. Ei deja, dacă ați observat, pe cel puțin pe Bulevardul Eroilor, dar și pe Republicii, din cauza castanilor, au avut o evoluție destul de lentă. Ei și-au căutat, au căutat loc spre lumină să se dezvolte. Cei care au fost lângă castanii tăiați deja de acum 2 sau 3 ani, s-au dezvoltat foarte frumos, ăștia la alții sunt dezvoltare. Probabil Bun. Că în vreo 2-3 ani o să fie la fel de frumos. Am înțeles. Eu tot n-am înțeles. Da. Eu tot n-am înțeles, dar asta v-am spus încă o dată. Nu e treaba dumneavoastră, sunt specialiștii din primărie în cazul în care există asemenea specialiști. De ce nu s-a încercat totuși cu castani? Pentru că acești copaci sunt emblematici pentru Piatra Neamț și cred că și dumneavoastră știți cam cum arăta orașul, acele străzi cu castani într-o anumită perioadă. Am înțeles.
înțeles, cred. Castanii am înțeles că au o durată de creștere mai lentă. Noi am plantat, să știți, acum câțiva ani. Asta din ce știu eu. Am plantat acum câțiva ani în zona pieței centrale castani. Dacă ne uităm la ei, să știți că cea mai mare parte a lor sunt prinși. Numai că încă sunt foarte firavi. Probabil că datorită duratei de creștere. Da, în general, toate ființele astea și plantele au un ciclu de creștere. Tot ce e frumos de a crește. Da. Bun, haideți să lăsăm castanii, am înțeles, aștept și eu un răspuns de la specialiști din primărie. Da, dar nu neapărat din primărie, că să știți că activitatea asta de marcare nu se face doar de primărie. Eu i-am văzut pe teren reprezentanța mai multor instituții specializate. Nu cred că doar și cu reprezentanțe la primărie. Am înțeles. Nu. Problema este în felul următor. Lumea se întreabă de ce un castan nu poate să fie înlocuit tot cu un castan. E logic să întrebi și e logic să te întrebi. Dar haideți să trecem de acest subiect și să ne spuneți un pic cum stăm cu activitatea de tăiat iarbă. Tuns iarbă. Tăiat cosit, mecanizat. Acum ne găsim în cartierul în centru. Suntem deja la a doua coasă. Am terminat vineri cartierul Precisa și de luni dimineață am început centru. Continuăm cu Mărăței și Dărmănești. Anul ăsta a fost această ordine. Anul trecut am avut o ordine invers. Am început cu cartierul Dărmănești și am terminat cu cartierul Precisa. În fiecare an am schimbat ca să, în esență, să fie toată lumea cât de cât mulțumită. Și e și logic. Toată lumea a vrut schimbare, știți? Ca să mai și glumim. Da, acum 3 ani am început cu Precisa ca să fie bine. Am înțeles. Bun, altceva ce se mai întâmplă pe la urban? Orașul la un moment dat era plin de crengi. Crengi rezultate nu neapărat din activitate de toaletare, pentru că în perioada asta, din aprilie încoace, nu mai toaletăm. Ea rezultă, creanga asta, așa rezultă din toaletările individuale ale cetățenilor din municipiu, curățare, trandafiri, arbuști, copaci, relasă la șelterele de gunoi. Așa. Acum, săptămâna trecută, am terminat, sperăm că am terminat, probabil o să apară în continuare. Știți, trandafirii cresc în continuare, ca și castanii. Numai să știți cum, ei nu pot fi oricând. Aici există niște reguli. Am înțeles. Pentru cei care le cunosc. Dar oricum, una dintre mașinile societății, una din camionetele societății, se plimbă prin oraș. Și de curiozitate, ce faceți cu ele? Da. Le ducem la Bradner. Tot materialul rezultat din toaletări, tăieri, așa este dus la Bradner. Mi-aduc aminte pe vremuri că se vorbea foarte mult despre o mașină de făcut, cum se cheamă alea? Mărunțit și... De tocat. De tocat, da. Da, noi am achiziționat mașina de tocat, doar că acum activitatea e intensă pe cosit. Ceea ce rezultă din tăieri e o cantitate foarte mică. În schimb, din toamnă, când terminăm cu cositul și reîncepem toaletările în oraș, va fi prezentă mașina de tocat. Mă gândeam că rezultă foarte multe crengi mici de la castani în perioada asta, știți? Și e o cantitate destul de mare. La castani e o situație specială. Ei sunt cubați, au un regim special. Ei trebuie transportați și acum... Nu mă plice. În domeniul silvic, regulile sunt foarte stricte, mai nou. La castanii din oraș. Știți cum e? La castanii din oraș sunt regulile stricte. La ăia sălbatici... Dar ăștia în oraș foarte multă vegetație este crescută
aleatoriu. Da. Deci, sunt zone în care s-a creat lizieră. Părțile astea nu sunt evidențiate nici în registrul spațiilor verzi, ea cresc. Și pentru că cresc și nu arată bine, le tăiem. Astea vor fi Am înțeles. Locate. Cum merge treaba la piețe? Vorbesc de piața Dărmănești, piața Bistrița. Merge și nu stă activitatea. Mai nu ne comparăm, nu le comparăm cu piața centrală. Da. Pentru că și locuitorii din zone, cred că totuși își fac cumpărăturile din piața centrală, chiar dacă au piețe de cartier, chiar și eu, să știți, stau în preț, stau și cu toate astea cumpărăturile, în principiu tot din piața centrală le fac. Bun, atunci luați măsuri să le faceți în fața pecii, sta. Nu, activitatea mea personală, în principiu, acum merge spre piața centrală, dar, v-am spus, în celelalte două piețe, din punctul meu de vedere, ar trebui făcute niște mici investiții. Bun, și cine ar trebui să facă aceste investiții? Că acum situația o știm cu toții. Urbanul este încă în insolvență, nu știm cât. Apropo, cât credeți? Probabil că nu foarte mult, până la anul în martie. Am înțeles. Deci hai să spunem că de 1 aprilie putem spune... O să avem o veste bună. De nu 1 aprilie. Da, așa. Bine. Deci în piața centrală chiar astăzi, în seara asta avem activitate de dezinfecție, de ratizare, de dezinfecție. O facem acum destul de frecvent, cam la două săptămâni intervenim. În celelalte două piețe, cel puțin în piața precisă, care este deschisă, o facem mai rar, o dată la trei săptămâni sau o dată pe lună, depinde. Acum o dată la trei săptămâni, e mai aglomerată. Am înțeles. Cam cu astea ne ocupăm acum. Am înțeles. Vă mulțumesc, eu rețin așa că vă ocupați cu spațiile verzi, piețele ca de obicei, se taie castanii, se vor planta platani, da? Că se și pronunță. Sunt plantani. Păi unde îi tăiați pe ăștia, nu puneți alții? Ba da, dar întâi să terminăm. Păi de asta zic, în locul lor veți pune alții, nu? Aveți în vedere, da. Da. Și... Apropo, spuneți-mi ăștia care taie iarba, sunt plătiți cu 2500 de lei, cum spunea domnul primar, net? Da, cei care au rămas, pentru că nu v-ați spun faptul că angajați au venit. Suma de 2500 a fost tentantă. Să știți că era tentantă, 2500 în mână. Munca la spații verzi, cel puțin... în perioada asta călduroasă și cu o coasă care are 5 kg, cel puțin 5 kg, care 6 ore jumătate pe zi, e destul de greu. Foarte mulți dintre ei au, când au văzut ritmul de lucru și așa, au cedat. Am înțeles. Au cedat. Au cedat pentru că nu... Nu își puteau îndeplini norma. Da. Asta, data viitoare să-l rugăm pe domnul primar să spună și că nu numai se dau banii ăștia, ci trebuie și muncit pentru ei. E cred că un lucru important. Cei care au rămas, muncesc. Chiar muncesc. Vă mulțumesc pentru intervenție și sper să ne mai reîntâlnim, să discutăm punctual anumite aspecte. O zi frumoasă, numai bine. Asemenea. Deci, ați văzut și la Urban, să luăm și câteva dintre comentarii. După discuția cu domnul director de la Publiserv, un telespectator a remarcat că se vorbește doar la viitor, vom face, vom rezolva, vom... Așa este. Partea asta cu tăiatul castanilor, care sunt bolnave, am înțeles, dar nimeni nu explică de ce nu tot castanii în loc, ci că ar crește greu. De obicei, un copac are un ciclu de creștere dacă este și îngrijit. Sperăm că o să-i căutăm și noi pe cei care sunt plantați în jurul pieței să vedem
cât de îngrijiți sunt și cât de mari au crescut. Bun, să încercăm să mergem într-o altă zonă, aceea a gunoaielor și a dezinfecției. Pentru că, spunea doamna directoare de la Urban, se face dezinfecție, dezinsecție, ce s-or face, și noi știm că acest lucru îl face celebra societate Salubritas, unde avem manager cu concurs. Nu, orfel. Bună dimineața, domnul Rareș Alexandru, managerul societății Salubritas S.A. Suntem la cafeaua de dimineață. Nu știu dacă v-ați băut cafeaua astăzi. Momentan sunt pe drum, dar am băut cafeaua mult de dimineață. Sunteți pe drumuri, ca să spun așa. Domnul Rareș, spuneți-ne un pic, în această perioadă de căldură sufocantă, cum se descurcă societatea Salubritas cu ceea ce are în obiectul ei de activitate, adică gunoaie, toalete publice și partea de DDD, ca să zic așa. Dezinfecție, deratizare, etc. Alo? Momentan, da, vă aud, acum vă spun. Momentan, în momentul actual, noi avem un efectiv de 17 oameni la măturat, undeva la 7 oameni pe partea de deținere corpului stradale, 2 controlori, 2 încărcători și 3 șoferi pe speciali de colectare. Pe partea de DDD, folosim un număr de 9 persoane. Ieri am finalizat partea de dezinfecție a orașului de caz. În orașul Piatra Neamț, astăzi și cu treceți acum rețeiul la partea de parte cum rece, cum cald, în zona al nopții, partea de noapte. Iar legat de celelalte servicii pe care le oferim, partea de toalete ecologice, avem un număr de 12 toalete închiriate în zona orașului, care folosim și facem vitajarea o dată la două zile. Domnul Rareș, cine este șeful echipei la toalete economice, ecologice? Că am înțeles că a fost șef de echipă, ați avut un șef cu nume, domnul Laurențiu Dulamă, că acum îi cereți banii înapoi. Cine este acum șef? E tot așa un nume cunoscut? Nu, momentan am lăsat această funcție, este o funcție prea importantă și chiar, sincer, nu am mai găsit un om important pentru acest serviciu. Momentan acționăm cu oamenii noștri de rând, care și vitalizează și... Am înțeles. Bun, spuneți-mi, cam cât gunoi se strânge pe partea dumneavoastră de colectare, adică la coșurile de gunoi unde aveți lunar la Urban, la Salubritas? La un calcul rapid se colectează timpul unei zile normale, o medie, undeva la 7 mașini, fiecare mașină ajungând la o cantitate de aproape o tonă, 1200 kg. Deci, practic, de la coșurile de gunoi stradale, de unde luați dumneavoastră în principal, da? Se strânge undeva în jur de 7-8 tone, 10 tone pe zi? Da. Având în vedere că în anumite perioade sau în anumite zile, după perioade ploioase, mai colectăm și partea de rigolă. Bun. Dar o medie undeva de 5-7 tone de gunoi stradal. Dumneavoastră sunteți mulțumit de felul în care se face colectarea în momentul acesta și nu numai colectarea, partea de, cum să zic, măturat. Spuneați despre măturat. Aveți 70 de oameni la măturat. Sunteți mulțumit ca manager? Pe partea de măturat avem și partea de măturat manual și partea de măturat mecanizat, în care folosim două auto speciale. Încercăm în continuare să folosim perioada nopții, pentru că nu am curca traficul auto. Da, eu sunt mulțumit pentru partea de măturat în momentul actual. Eu vă spun că, sincer, eu nu sunt mulțumit atâta timp cât raportul mașină,
oameni care dau cu mătura este atât de mare în, în defavoarea mașinilor. Da, este o problemă pusă corect, dar ca și rezolvare ar trebui să avem undeva eliberarea spațiilor de parcare care sunt la drumurile principale, prin care putem acționa cu utilajele mecanizate. Domnul Rareș, am înțeles că în momentul acesta sunteți undeva în zona Cataniei, parcă așa mi-ați spus. Spuneți-mi un pic, acolo se mătură tot cu mătura sau cu utilajele? Bun, dacă rămânem în această discuție, vă trimit în 2-3 secunde, vă trimit un filmuleț. Vă rog, te chiar. Am făcut un schimb de experiență cu cei de aici, nici nu știu cum vă spun. În varianta în care am vrut să îmbunătățesc ceva la noi în Muraș, dar credeți-mă că e total invers. Să-mi trimiteți să vedem. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc concediu plăcut. Cine este în locul dumneavoastră la conducere dacă sunteți plecat? Domnul Gabi Armeanu. Vă mulțumesc tare mult, numai bine, la revedere. La revedere. Deci, la Salubritas lucrurile sunt simple. Avem un director mulțumit în concediu și mulțumit de măturatul străzilor, așa cum este el acum, cu 70 de oameni la mătură și cu două mașini. Nu știu dacă facem un sondaj pe stradă, dacă oamenii sunt mulțumiți de serviciile respective. Oricum sunt foarte multe lucruri. Ne comentează domnul Liviu Arbuz, în Catania de gunoi se ocupă mafia. Da, domnul Liviu Arbuz, se ocupă mafia și în Catania. Și în Catania se ocupă mafia, ca să facem o completare, pentru că și în România se mai ocupă mafia. Dar nu este mafia aia, este o mafia gunoiului. Și este o întreagă discuție în jurul acestei mafii a gunoiului. Apropo, și de o altă întrebare a dumneavoastră, cine stabilește nevoia de coșuri de gunoi și repartiția lor? Oare cine ar putea stabili, dacă stau bine și mă gândesc, ar putea să stabilească asta chiar și Consiliul de Administrație sau se implice și AGA formată din consilieri? Bun, să mergem mai departe, să vedem dacă reușim. Câteodată avem noroc, câteodată nu. Să vedem, să mergem spre parking. Dacă reușim să stăm de vorbă cu domnul Ionuț Moroșanu, directorul de la parking, o societate care va avea mari probleme în momentul în care începe partea de mobilitate urbană. Se pare că nu avem... A, uite că sună telefonul. Bună dimineața, domnul Moroșanu. Bine ați venit la cafeaua de dimineață. Ați băut cafeaua? N-am băut-o, nu. E, atunci considerați că o bem împreună virtual. Domnul Moroșanu, am trecut pe la 3 societăți comerciale ale municipalității, am ajuns și la dumneavoastră într-un tur, așa, cum să vă spun eu, să vedem ce se întâmplă în această perioadă pe la parking. Mai ales că spuneam înainte că e o societate care va avea foarte mari probleme în momentul în care încep lucrările la mobilitate urbană. Deci, care e situația? Noi ne facem treaba în continuare. Colectivul nostru își vede treabă, ca să spun așa. E adevărat că majoritatea colegilor mei sunt puțin demobilizați, sunt îndurați, având în vedere ce va urma, atât legat de proiectele europene de mobilitate, cât și de restructurarea pe care o pregătește conducerea primăriei Piatra Neamț. În principiu, așteptăm, pentru că nu am... Sunteți primul director care a pronunțat cuvântul restructurare. Până acum nimeni n-a vorbit despre asta. S-a discutat ceva concret cu dumneavoastră despre restructurare? Nu s-a discutat nimic. Tot ce știm este ceea ce am văzut la conferințele de presă ale primarului și
hotărârile de Consiliu Local, hotărârea de Consiliu Local care a fost dată acum două luni. Și care prevedea că nu puteți să faceți... Care prevedea anumite angajări și formarea de structuri noi în cadrul primăriei. Una din ele este departamentul de parcări. Asta înseamnă că odată formată acea structură, parkingul și probabil și data soft își vor pierde obiectul de activitate, de activitate principală, adică administrarea parcărilor de reședință în cazul... Stați un pic, că eu acum încep să mă nervez, cum spunea cineva. Cum adică? Cu dumneavoastră n-a stat de vorbă nimeni, n-a avut loc nicio discuție cu privire la viitorul societății, care este totuși o societate pe acțiuni. Nu, nimeni n-a vorbit nici cu mine, nici cu vreun administrator de la parking. Deci, practic, dumneavoastră nu știți în momentul acesta care sunt gândurile primăriei. Nimic sigur ce se va întâmpla. Probabil că de pe 1 martie 2022 nu vom mai avea serviciu. Dacă se va continua... Bun, și ce se întâmplă, domnul Mărășanu, ce se întâmplă cu cei care au contracte după 1 martie 2022? Aici o problemă extrem de gravă, ca să zic așa, pentru că noul cod administrativ prevede clar faptul că domeniul public nu poate fi concesionat sau închiriat fără licitație. Asta înseamnă, mai pe românește, că dumneavoastră dacă aveți loc de parcare și vreți să închiriați un loc de parcare începând cu 1 martie de la primărie, va trebui să-l prezentați la o licitație. Chiar dacă nu se prezintă nimeni cu dumneavoastră la licitație, nu puteți obține locul de parcare nici așa. Se reface licitația până când se prezintă cineva la licitație. Ridic două degete și întreb. Am contract cu parking până în iunie. Pe diferența de contract după 1 martie, dacă se menține această hotărâre de Consiliu Local, veți primi banii înapoi. De la cine? Că dumneavoastră vă desfințați. Păi dumneavoastră vă desfințați, așa ați spus. Că e posibil să vă desfințați. Vă desfințează, da. Se ia serviciul principal, asta înseamnă că teoretic rămânem fără bani, pe românești. Păi da, și atunci cum mai dați banii înapoi? Că n-aveți de unde. Deci parcă încasează cei 142 de lei pe un an întreg. Iar cheltuielile noastre și veniturile noastre sunt făcute, din punct de vedere contabil, pe 12 luni. Adică noi cheltuim câte 11 lei 98 în fiecare lună. Restul rămân în bancă. Astăzi, în contul parkingului, sunt banii necesari pentru a da înapoi toate Am înțeles. Deci există bani acolo, dacă cineva... Dar acum stau și mă întreb cât se vor duce să recupere banii sau cât vor da în judecată societatea, primăria, pentru că ei au un contract valabil încheiat. Da, un contract valabil încheiat. Ideea este că dacă își vor lua banii înapoi... Păi nu, dar nu scrie în contract... Nu cred, scrie în contract undeva că trebuie dați banii înapoi, eu nu mi-aduc aminte. Nu scrie în contract. Păi nu scrie în contract. În contract scrie că beneficiarul poate folosi locul de parcare până la finalizarea contractului. Asta da. Oricum, în martie, nimeni nu va putea organiza 18.000 de licitații. Nimeni. A, bine, dar asta probabil că este o chestiune pregătită din timp, cu dezbatere adevărată, așa cum s-a făcut și cu dumneavoastră, apropo de... Da, deci eu așa cred, așa cum s-a făcut o dezbatere publică și cu Parcul Zoo, așa cum se fac dezbateri publice în general în ultima perioadă. Sunteți da. Optimist, domnul Bănărescu. Întotdeauna am fost optimist, mai ales în ceea ce ține de administrația publică. Deci, dumneavoastră spuneți cam așa, ca să încercăm o concluzie. Vă faceți treaba până la 31, până la, nu, până la 28 februarie sau 28, da? După care nu știți ce va fi. Exact. Va întreba cineva, domnul Moroșanu, știți, avem compartimentul ăla de parcări. Nu vreți să... Nu a fost întrebat nimeni de la parking. Ba, din contră, dacă o să vă uitați pe site-ul primăriei, se fac angajări. Cred că luna asta sau luna viitoare, pe departamentul economic, din ce am citit eu, deci nu pe departamentul parcări, pe departamentul economic, se fac angajări pentru personal care se vor ocupa de încasări din concesiunea directă. Concesiunea directă nu poate fi decât... Am văzut și eu, erau 4 sau 5 posturi, nu? Da. Parcă da, așa ceva era. 6, nu știu câte sunt, 6 posturi parcă sunt în total. Bun, și atunci, întreb și eu,
Care este strategia pentru parcări a municipiului Piatra Neamț, dacă cu una din societăți, cum este și X-Data Soft-ul, da? Nu s-a stat de vorbă deloc. Și Nu știți. Nu știți. Vă mulțumesc tare mult, domnul Moroșanu, și apreciez din nou deschiderea și părerile directe și tranșante. Mulțumesc tare mult, la revedere, sănătate. Deci, în coștire, ca să spunem așa, după contul de Facebook de la PubliServe, iată că la parking se încheie contracte pe un an de zile, dar activitatea parking este reglementată printr-o hotărâre de Consiliu Local și un contract prelungit prin hotărârea de Consiliu Local până la 28 februarie. Așa că, oameni buni, cei care vă faceți contracte și le prelungiți, aveți două variante. Mergeți până la 28 februarie cu contractul sau pe spezele dumneavoastră plătiți și după aceea, dacă aveți chef să vă judecați, vă judecați cu cineva, pentru că ei vă spun, vă dau banii înapoi, dar nu vă mai garantează locul de parcare. Și atunci problema este de ce să dai banii înainte ca să nu-ți garanteze nimeni locul de parcare. E o chestiune care, mă rog, ar trebui reglementată, discutată, anunțată de onor Primăria Piatra Neamț, acea instituție care ne amenința cu strategii privind reformarea, reorganizarea și, mă rog, în legătură cu societățile comerciale din subordinea municipiului, nu a primăriei. Primăria, stimați domni, stimate doamne, trebuie să fie executantul hotărârilor Consiliului Local. Dacă primăria acceptă să se încheie contracte la parking peste perioada respectivă, înseamnă că primarul, executivul și aparatul primarului, și mă refer la executiv, da, nu își face treaba. Pa! Și la revedere dacă nu-ți faci treaba. După cum am constatat că nu-și fac treaba și în alte cazuri. Bun, să mergem mai departe, să vedem dacă reușim și sper să reușim să stăm de vorbă și cu directorul de la Locativ Serv, o societate de... Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Vladimir Togan! Bună dimineața, domnul Bălănescu! Mă scuzați că vă inoportunez la cafeaua de dimineață, dar am vorbit cu toți directorii societăților comerciale ale municipalității și am zis că nu putea lipsi și Locativ Serv, chiar dacă dumneavoastră sunteți o societate care, cum se spune, nu sunteți sezonieri, cu activități sezoniere, ca să zic așa. Așa este. Bun. Ce mai faceți la Locativ Serv? Că toată lumea, ca să spun așa, într-un limbaj mai popular, vă cânta și vă cântă prohodul, ca societate. Ce să facem, domnul Bălănescu? Ne desfășurăm activitatea curentă cât putem de bine, cu toate că și noi suntem pe lista societăților al căror obiect de activitate principal va fi preluat de către municipalitate la un moment dat. În momentul de față, printre ultimele ședințe de Consiliu Local s-au dat repartiții noi, ne ocupăm de întocmire contracte, avem compartimentul tehnic pe teren, ne focusăm, să zic așa, pe partea de chiriași, întrucât în momentul de față partea de centrale termice pentru școli, grădinițe și la care ne ocupăm noi de mentenanță și intervenții sunt în vacanță, să zic așa. Am înțeles. Dar nu v-au solicitat nimeni să le faceți câte o verificare acum, să nu se facă verificările, știu eu, în perioada când ar trebui Verificările se fac periodic, conform normelor conform legislației în vigoare, însă nu apar situații de intervenții. Bănuiesc că nu dă nimeni drumul la centrală în perioada asta. Absolut. Așa. Domnul Togan, vorbeați de chiriași. Eu la un moment dat urmăream, acum recunosc că n-am mai urmărit. Cam câte procese mai aveți așa la Locativ Serv cu chiriașii răi platnici? A fost o perioadă foarte
aglomerată, să zic așa. În momentul de față, cred că avem undeva puțin peste 100 de dosare pe rol. Asta înseamnă la instanța de judecată. Din câte, din câte contracte? 1505. 1505, deci procentul e bun, ca să zic așa. E bun, pe, e bun pentru instanțe, pentru avocați, pentru executori judecătorești. Nu știu. Partea de, nu întotdeauna, ca urmare a unui proces la judecătorie sau la tribunal, se ajunge și în fază de executare. Sunt situații în care... Se mai plătește, da. Se plătește, da. Da, am înțeles. Bun, acum, cu dumneavoastră, că am văzut că cu domnul Moroșanu n-a stat nimeni de vorbă apropo de reorganizare. Pe dumneavoastră v-au chemat la vreo discuție cei din primărie să vă spună, domnule, uite, noi ne gândim să facem așa. Dumneavoastră câți angajați aveți acolo? Apropo, câți angajați sunt? Suntem 27 cu tot de, cu mine. 27 de angajați. Cu... Da, ne-am redus numărul de salariați începând cu anul trecut. Am înțeles. Deci, sunteți 27 de oameni acolo. Noi considerăm că societatea asta nu și are locul ca activitate și putem să o, faci, să o reorganizăm. V-au chemat? Ați discutat? Ați... Eu personal am avut o discuție de principiu cu domnul primar, însă nu știm la momentul de față care ar fi calendarul, să zic așa, sau planul. Bun, că... și printre principiile astea pe care, de principii, așa, o discuție de principii, care erau zicerile domnului primar vis-a-vis de societate? Nu, discuția s-a axat... doar pe obiectele de activitate și pe activitatea, să zic așa, în partea fiecărui salariat. Adică v-au întrebat ce faci, v-a întrebat ce se întâmplă acolo, ce face fiecare om. Dar nu v-a spus nimic despre viitor. Nu. Am înțeles, nu știm, nici compartimentul... Planul și calendarul. Nici compartimentul acesta, cum se cheamă, de... guvernanță corporatistă nu v-a chemat niciodată să discutați? Că există în primărie un compartiment care se ocupă cu așa ceva. Știu, avem discuții cu colegii de acolo pe alte teme, însă pe tema reorganizării nu cunoaștem la momentul de față care este calendarul, planul de preluare efectivă a activității. La mine a început să treacă efectul cafelei, așa că vă întreb, care sunt temele pe care, pe care le discută guvernanța corporatistă? Pentru curiozitatea mea, întotdeauna n-am înțeles ce fac oamenii ăștia și poate greșesc, poate fac lucruri bune. Sunt prevederi legislative de care se ocupă în principiu partea de ceea ce înseamnă conducerea societăților, consilii de administrație. Sunt reguli care trebuie respectate în ceea ce privește transparența, să zic așa. Legislația spune că ai obligația să postezi pe site-ul societății diferite informații. Sunt chestii, să zic așa, generale. Am înțeles. Deci ei se ocupă mai mult cu chestiile astea generale. Cu o strategie au venit la dumneavoastră, adică cu o strategie în care să vă întâlniți toți directorii de societăți și să... se facă un plan integrat de dezvoltare a orașului? Strategia, conform legii, și o face fiecare manager, societate în parte, înțeles, împreună cu Consiliul de Conducere, directorul, împreună cu Consiliul de Administrație. Bun, dumneavoastră, cam cât credeți că mai rezistați ca societate, așa, după discuția de principii, de principiu cu domnul primar? Cei de la parking au un deadline, 28 februarie. Da, noi în momentul de față funcționăm pe partea de fond locativ, pe act adițional, care are, nu are un termen stabilit, probabil până la data preluării efective a activității de către municipalitate. Pe partea de centrale termice, exploatare și mentenanță avem contract pe un an de zile. După cum poate știți, în ultima ședință de Consiliu Local pentru clădirea Forum Center, contractul a fost prelungit pe 6 luni. Deci, cam astea sunt date. Deci am înțeles.
6 luni cel puțin mai așa. Așteptăm și noi împreună cu dumneavoastră strategia de reorganizare, de organizare, de ce-o fi a acestor societăți care oferă servicii pentru populație. Vă mulțumesc, vă doresc o zi bună și 6 luni de activitate spornică pentru cetățenii în primul rând. La revedere, numai bine. Vă mulțumesc, la revedere. Cam asta a fost treaba astăzi. Trebuie să fac o rectificare. Domnul Rareș Alexandru ne spune că acționează 17 măturători în area orașului. Eu am înțeles 70. Da, o să mă uit toată pe înregistrare, parcă așa am auzit 70 când a spus domnia sa. Dacă am greșit, fac mea culpa și aștept să facă mea culpa și cei care nu-și fac treaba întotdeauna bine atunci când vine vorba de servicii oferite populației. Concluzie. Mult clamata reorganizare deocamdată este într-un stadiu incipient. Ceva de genul, știți că erau pionierii Șoimii Patriei, aici ne aflăm undeva în zona embrionului revoluționar al unei administrații noi locale. Parkingul Cică se desfințează, dar nimeni n-a discutat serios cu ei ce va fi după. Cel de la locativ spune că a avut o discuție de principiu, tot îmi vine să spun principii, dar am uitat când vorbesc despre principii, politică și administrație, în general lucrurile sunt delicate. Deci o discuție de principiu cu primarul pe tema societății, nu a reorganizării ei. Schema primăriei s-a gonflat cu posturi pentru preluarea unor servicii în condițiile în care schema primăriei era incompletă cu vreo 40 de posturi, așa că încă 40 de posturi s-ar chema într-un fel trai nineacă pe banii babacii, babaca fiind mulțimea de pensionari care își plătesc taxele și impozitele locare și tineri, evident, dar în special pensionarii, că ei sunt foarte atenți să plătească. Și în rest e vară, e frumos, e bine, avem și concedii, mai se pleacă în concediu, mai se frezează o stradă, mai se taie un castan, mai se plantează un plantan, viața merge înainte. Până la urmă, ce e așa de rău să avem 5 societăți sau 6, să avem consilii de administrație, bine, plătite, după salariul managerului, ca să ne înțelegem, în cotă parte. Să avem și câțiva cărători de mape prin aceste societăți, să avem și oameni care muncesc, e adevărat, dar să nu avem strategie și viziune. Că, în definitiv, de ce ne-ar trebui așa ceva? Noi suntem obișnuiți să trăim de azi pe mâine. Adică, așa cum trăiesc românii în ultima perioadă, pentru că nu avem nicio strategie de țară. De ce ne-ar trebui? Despre lucrurile acestea probabil vom discuta și în emisiunea de mâine cu invitatul meu. Nu mai este special, este obișnuit, el este special de felul lui întotdeauna, domnul Liviu Harbos. Cele bune, să fim iubiți!